încearcă și reprimește Daniel Neguț. Caută a doua bară! Gol! Copăr! Gol Chindia! Minutul 20 la Sfântul Gheorghe. Greșeală mare, greșeală imensă. Este o fază care aduce prima reușită a partidei. Vom avea reluarea, eroarea capitanului Roland Nițui. Poate aici s-a făcut diferența. Copăr, omul potrivit la locul potrivit, spuneam în debutul partidei, este genul de atacant căruia nu ai voie să-i oferi spațiu. Marcajul trebuie să fie cu strictețe atât cât se poate. Copăr, inexistent până acum în joc, iată, reușește să ia prin planul. Inacceptabil la un asemenea nivel. Dar cât de bine a gândit și capitanul Daniel Neguț. Centrare impecabilă în 6-7 metri. Nimeni nu poate să înțeleagă ce a vrut să facă Roland Nițui aici. A ieșit din propriul 6. N-avea nicio șansă, nu-l ajută nici talia pe Nițui și iată pe Chindia, o echipă care a știut foarte bine pe aceste prime 20 de minute, 21 de minute deja scurse, să absoarbă o presiune din partea trupei gazdă și mai mult decât atât să reacționeze. Excelent a venit centrarea din flancă, din piciorul capitanului Daniel Neguț. E, și din acest punct al poveștii, de urmărit reacția pe care echipa lui Bergodi o va avea. Șepși, să nu uităm, a avut două mari ocazii de a veni în avantaj, de a marca, n-a făcut-o.